S-au încheiat campionatele mondiale de caiac canoe de la Poznan, un bilanț deosebit pentru sportivii din România, în rândul medaliaților aflându-se Alexandru Dumitrescu și Nicolae Dumitru, ambii până de curând legitimați la Clubul Sportiv Școlar Liceul Teoretic Traian Lalescu Orșova. A doua medalie a fost pentru noi surprinzătoare. Dacă ați observat, ați văzut cursa, băieții au fost pe locul 4 până aproape cu 100 de metri de final, dar tactic a fost pregătit așa manieră ca pe ultima 100 de metri să luăm a doua medalie de aur, care a întregit speranța noastră. Este un rezultat deosebit, rezultat care ne dă satisfacție atât antrenorul cât și Federația Română de Caiac Canoe. Cred că aceste medalii ne vor da un imbold pentru Olimpiada din 2012 de la Londra. În afara celor doi medaliați, Orșova a mai avut la acest campionat mondial un reprezentant de marcă, de această dată în rândul colectivului tehnic. E vorba de Florin Popescu, antrenorul secund de la grupa de canoe a lotului olimpic, medaliat cu aur și bronz la Sydney. Succes remarcabil al flotilei românești, care demonstrează că există performanță și după Ivan Pațaichin, cel care a condus până de curând lotul României. În afara celor doi medaliați, Orșova a mai fost reprezentată și de alți sportivi care au reușit rezultate bune, care anunță a fi de perspectivă pentru viitoarele competiții de obiectiv. Două medalii de aur și o medalie de argint. Este un bilanț extraordinar pentru Clubul Sportiv Școlar Orșova, dar să nu uităm și locul 8 la caiac 4000 de metri, loc calificabil la Olimpiada de la Montreal. Din barca de 4 au fost doi sportivi, Porcărașul Justin și Ioneticul Toni. Rezultatele sunt deosebite, după un an de muncă foarte greu, după un an de trudă, multă transpirație, dar cu satisfacția asta deosebită de a lua aceste medalii la aceste mondiale. Vor urma tot la Poznan campionatele mondiale universitare, de la care se speră obținerea a cel puțin 4-5 medalii de aur. Vești bune și de la Reșița, unde s-au încheiat campionatele europene de Unifight pentru juniori 1 și 2. Sportivii mehedințeni au avut o comportare remarcabilă, cucerind locul al doilea pe națiuni, într-o competiție deosebit de puternică. Ultima zi de competiție la Reșița au fost disputate meciurile de full contact. Am avut și în această zi bucuria să câștigăm încă o serie de medalii. Este vorba despre Răceanu Ionuț, care a câștigat și la proba de full contact tot locul 1 la 65 de kg, Belbiță Diana, locul 1, Ilie Alexandru, locul 2, Speriușnicu, locul 1, Gândac Octavian, locul 3, bronzu, Mirea Emilian, locul 2, Lăpădat Alina, locul 2, deci argintul, Negrea Mădălina, bronzu, Dan Stuparu, Iberius Ilie, argintul. Și alte cluburi din Mehedinți au avut evoluții foarte bune la această ediție a campionatelor europene de Unifight. În această zi au mai câștigat locul 3 Ciurug Rochi de la Johnny Fight Club, Păunescu Marian de la Kokyu Dojo Ninjitsu, locul 2. Sunt foarte mulțumit de prestația elevilor mei și de prestația elevilor mehedințeni care fac parte din zona 2 pe care eu o conduc. Prin rezultatele lor, care noi am reprezentat 3 seturi din lotul României, am reușit să aducem România pe poziția 2 după Rusia. Rezultat de excepție care se cere confirma și la următoarele competiții oficiale. După un stagiu de pregătire efectuat în România, judoca de la Clubul Sportiv Municipal din Drobeta Turnu Severin și-au început competițiile de verificare. Astfel, în perioada 20-21 august la Sibiu s-a desfășurat turneul internațional de judo, la care au participat 100 de sportivi cadeți și juniori din 4 țări, Austria, Bulgaria, Republica Moldova și România. Clubul Sportiv Municipal a avut în competiție 3 sportivi, reușind să cucerească un loc întâi prin Caranda Cristi Andrei, 2 locuri 2 prin Ancuța Moldova la cadeți și la junioare și un loc 2 la cadeți prin Andronie Liviu, deși este demn de menționat faptul că acesta este mai mic de vârstă. A fost o competiție bună de verificare pentru sportiv, dat fiind faptul că în septembrie la Drobeta Turnu Severin se va desfășura campionatul național de neoaza. Vestea bună vine de la Federația Română de Judo, care a aprobat în comitetul director înființarea 2 centre de excelență, dintre care unul la Drobeta Turnu Severin, un centru care va funcționa cu sprijinul primăriei, inspectoratului școlar al
județului Mehedin și Direcției Județene pentru Tineret și Sport. Este o inițiativă a Federației Române de Judo în colaborare cu Direcția pentru Sport a județului Mehedin, Centrul Național Federal de Judo la categoriile de greutate 70 de kg, 78 și plus 78 de kg. Un sprijin deosebit, ca de obicei, de altfel, din partea primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin, parte integrantă a acestui protocol ce urmează a fi semnat, Inspectoratul Școlar Județean, Clubul Sportiv Municipal, bineînțeles Federația Română de Judo și Direcția pentru Sport a Județului Mehedinți. Să sperăm că această idee va fi la fel de bună pentru judoul românesc, cum a fost aceea când la Drobeta Turnu Severin s-a pregătit și campioana olimpică Alina Dumitru.